În primul rând, haideți să facem un pic de privire înapoi ce am făcut noi 3 ani de zile. Noi vorbim numai de ziua de mâine. Dar cum am ajuns noi în ziua de mâine? Comuniștii au cauzat ziua de mâine? Marian Lupu astăzi, cu nerușinarea pe care îl caracterizează, spune: domnule, dar eu niciodată nu m-am cramponat de funcția de președinte a Republicii Moldova. Dar ce ai făcut, Mariane, 3 ani de zile? Nu asta ai făcut? Dacă declarația respectivă ar fi fost făcută în toamna anului 2009, după prima tentativă eșuată, aplauze furtunoase și monumente ecvestre pentru Marian Lupu. După ce am pierdut 3 ani de zile, astăzi, numărul 2 sau 3 cât o fi, Valeriu Lazar din PD, declară, am auzit și la dumneavoastră, această declarație a lui ministrul economiei, domnule, cu Gazprom era vorba. Instabilitatea politică și nealegerea șefului statului afectează puternic situația economică din țară. Ce vorbești, domnule ministru și membru al PD-ului? Dar unde v-a fost mintea până acum să-l găsiți pe Timofte acum 3 ani? Ce ați purtat-o pe Bacalo, domnule, și ați făcut-o de râs pe o doamnă respectabilă? Ce am făcut tot bâlciul ăsta de 3 ani de zile și acum tot ei spun, domnule, comuniștii sunt nemoi, cheamă oamenii în stradă. Treaba lor că îi cheamă. Care-i problema? De ce am pierdut 3 ani? Noi, Republica Moldova, de ce am pierdut 3 ani? Cine este de vină? Numai guvernarea. Astăzi s-a consumat posibilitatea lui Timofte să întâlnească comuniștii. De ce nu a bătut la ușa fracțiunii parlamentare a comuniștilor, domnul comunist? Politicienii se ceartă, ăia sunt la putere, noi dumneavoastră sunteți în opoziție, eu vreau să fiu președintele tuturora. Haideți să dialogăm, poate găsim un numitor comun. Domnul Timofte a spus că este gata să se întâlnească comuniștii în cazul în care va fi o astfel de sucere. Se confirmă teza lui Sergiu Mocanu că avem de furcă cu o păpușă. Avem de furcă cu o păpușă lipsită de voință și nu cu o persoană. De ce? Nu credeți dumneavoastră că ar fi bine ca șeful statului să fie ales de 101 deputați? Nu, eu sunt de acord. El a făcut un pas spre ei? Eu știu comportamentul domnului Timofte pe când a fost președinte al Comisiei Electorale Centrale în 94, a fost la cea mai... Eu vă mai spun o chestie. Una din perlele care deja trebuie să fie notate de către ziariști. Domnul candidat unde face ieri parcă? Eu știu foarte bine că în sistemul judecătoresc sunt mulți judecători corupți, chiar știu cine sunt. Păi, domnul președinte a Consiliului Superior al Magistraturii, dar ce dracu ai făcut dumneata în această funcție care te obligă să descalifici și la nevoie să trimiți în judecată și să iai mantie de judecător pe cei corupți din sistemul tău? Dacă avem o persoană care a stat ca un șoricel într-o instituție inobservabilă în spațiu public, Consiliul Superior al Magistraturii, unde a fost omul ăsta, domnule, ca persoană care a condus a treia putere în stat, a condus Consiliul Superior al Magistraturii? Ce este Consiliul Superior al Magistraturii? Este Parlamentul Puterii Judecătorești. A stat ca un șoricel cu capul sub soară. Da.